venit iarna, a venit zăpada și la noi în Maramureș și, chiar dacă de altă dată copiii erau atât de bucuroși de zăpadă și de-abia așteptau să iasă dimineața afară cu hainele groase în zăpadă să se bulgărească, să se dea cu sania, de data asta ei n-au mai fost atât de încântați, pentru că s-au maturizat, au crescut și au alte interese. Sunt preocupați de alte lucruri și asta doar pentru că au crescut. Și văzând că nu mai sunt atât de entuziasmați de zăpadă, cel puțin Sofia, care este mai mare, văzând că nu mai sunt atât de preocupați, am zis că totuși ar fi frumos să facem o activitate împreună. Și nu numai pentru că a nins, ci pentru că am vrut să decorăm puțin casa, să ne facem niște lucrușoare drăguțe, având în vedere că a venit iarna. Să o facem mai primitoare, mai călduroasă oarecum și cu tematica iernii. De aceea ne-am inspirat din natură și am cules câteva crenguțe de brad și chiar niște crenguțe de mâna Maicii Domnului, din care n-am mai reușit până acum să facem nimic, dar am folosit crenguțele de brad care miros foarte frumos și am făcut o coroniță foarte drăguță care i-a plăcut în special lui Victor și a ținut morțiș să o pună la el în cameră. Chiar dacă stabilisem deja că coronița va fi al lui Victor, dezbaterile pe această temă nu au încetat, pentru că sunt copii și sunt la acea perioadă în care își dezvoltă abilitățile de socializare și învață să rezolve disputele dintre ei doi. Și asta este o maturizare și chiar dacă uneori este foarte greu să îi văd că se ceartă, că nu se înțeleg, că își vorbesc urât unul altuia, tind să cred că este foarte important să îi las să își rezolve aceste dispute. Trebuie să recunosc că este foarte greu să nu mă bag, să nu intervin între ei doi. Este greu pentru că niciunui părinte nu-i place să-și vadă copiii certându-se și da, în acele momente când deja intervine aceste vorbe urâte, de cele mai multe ori intervin eu și le explic faptul că a jigni pe celălalt nu rezolvă nimic, nu te face pe tine să te simți mai bine sau nu te face pe tine mai important. Acestea sunt preocupări de părinți, preocupări de copii, dar face parte din viața noastră de zi cu zi și eu cred că este foarte important să gestionăm bine astfel de situații. Păi putem să desfacem compresele alea. Scuze, mami, dar eu sunt... Hai să facem căsuțele prima dată. Și facem așa un deluț și facem și niște figurine mici cu săniuțe și copii care se dau pe săniuțe, da? Super. Și în căsuțe, aici o să facem căsuțele, aici. Putem să băgăm și lumânărele sau cumpărăm niște beculețe în care să intre beculețe, da? Da, da, clei. Bun? Da. Uitați cleiul. Îl dau așa până jos. Și mami, stai un pic. Da. Puțin. Dar cum o să facem delușul? Facem aici așa? Păi ne trebuie niște, da, din aia... Vată? Nu, niște staniol. Facem niște așa mai ridicăm cu staniol. Da. Și numai învelim, știi, cu din ăsta, cu ulei sau cu altceva. Da. Dar lasă că nu deocamdată. Hai să ne ocupăm de construcție, să facem construcție. După ce am stabilit că Victor va fi cel care primește coronița, a fost nevoie să facem ceva special și pentru Sofia. Și m-am gândit că ar fi foarte drăguț să construim din clay niște căsuțe foarte simpatice. Le-am pus pe un platou și am decorat acel platou cu elemente naturale și eu cred că a ieșit ceva foarte drăguț și copiilor cu siguranță le-a plăcut foarte mult și având în vedere că găsim foarte multe lucruri în jurul nostru, în natură, cu care putem să ne decorăm casa, nu prea îmi place să irosesc resursele noastre financiare, dar sunt curioasă de părerea voastră, dacă v-a plăcut ceea ce am făcut sau
Cum preferați să faceți voi? Vi se pare mai ușor să le cumpărați sau vă face plăcere să le creați chiar voi?